Milioane de oameni le vizitează anual pentru a-și redobândi sănătatea trupului sau a spiritului. Cupluri sau persoane singure, bătrâni sau tineri, femei sau bărbați, cu toții caută puterea spirituală, sănătatea trupului sau bunăstarea. Și nu de puține ori, miracolele se petrec, sporind și mai mult faima, dar și misterul ce înconjoară aceste locuri. Dacă cunoști un astfel de loc, lasă-mi te rog un comentariu după ce vizionezi acest material. Aflat la 30 de kilometri nord de Santa Fe, New Mexico, sanctuarul de la Simayo mai este denumit Lurdul Americii. Legenda spune că la începutul secolului XIX, pe versantul dealului unde acum se află capela, a apărut un crucifix de lemn. În ciuda faptului că a fost mutat într-o biserică din apropiere, crucea a continuat să apară în mod misterios de mai multe ori în același loc. Considerând acest fapt o minune, localnicii au construit pe acest loc o capelă, vizitată acum de mii de pelerini anual. Pământul de culoare roșiatică, aflat sub podeaua bisericii, este considerat tămăduitor. Oamenii veniți aici, frecându-și cu el zonele bolnave ale trupului, presărându-l în mâncare sau în ceai. Este locul aflat în sudul Franței, unde catolicii sărbătoresc apariția din 1858 a Fecioarei Maria în fața fetiței Bernadette Subiru. Milioane de pelerini vizitează anual Lourdes pentru a se îmbăia și a bea din izvorul despre care se crede că are puteri curative. Turiștii pot vizita casa Bernadetei, canonizată în 1933, sau pot participa la liturghia zilnică. Nag Mandir este templul închinat lui Manasa, care adăpostește misterioasa piatră care crește. Descoperită în urmă cu peste un secol, conform legendei, piatra avea inițial doar 2 metri înălțime. În prezent, ea are aproximativ 4 metri și jumătate și continuă să crească. Pelerinii vin la templu pentru a se ruga pentru fertilitate, sănătate și noroc în viață. Locul a devenit faimos începând cu 24 iunie 1981, când Fecioara Maria se arată Ivancăi și Mirianei, două adolescente din zonă. În zilele ce urmează, Fecioara se arată mai multor localnici, transmițând mesaje de pace și îndemnuri la credință. Biserica Catolică recunoaște locul de pelerinaj în 21 august 1996. 30 de milioane de oameni au vizitat până în prezent Medjugorje în căutare de miracole, viziuni și vindecare spirituală. Deși nu este la fel de vizitat de pelerini ca alte locuri sfinte, muntele Kailash este un loc sacru pentru hinduși, jaini și pentru tradiția prebudistă Bön. Hindușii cred că este casa zeului Shiva, iar jainii cred că este locul în care Rishabha a atins eliberarea. Pelerinajul implică o călătorie de mai multe zile în jurul bazei muntelui, cu scopul de a crește conștientizarea psihică și a atinge iluminarea. Shardam face referire la 4 localități: Yamunotri, Gangotri, Sri Kedarnathji și Sri Badrinathji, fiind unul dintre cele mai sfinte pelerinaje pentru hinduși. Se crede că prin efectuarea acestui pelerinaj se asigură eliberarea din ciclul reîncarnării și a fost inițiat în secolul al VIII-lea de către filozoful Ad Shankaracharya, fiind făcut până în prezent de aproximativ 4 milioane de oameni. Zidul de vest este unul dintre cele mai sacre situri din Ierusalim, pentru că este tot ce a mai rămas din cel de-al doilea templu, distrus de romani în anul 70 după Hristos. Vizitatori din toate religiile se apropie de zid și strecoară bucățele de hârtie între crăpăturile sale, pe care au scris rugăciuni sau rugăminți. Mulți văd zidul plângerii ca un simbol al speranței și regenerării. Fântâna este situată la 20 de metri est de Al-Kaaba, cel mai sfânt loc al credincioșilor musulmani.
Istoria fântânii este cuprinsă în învățăturile islamice, fiind totodată și o inspirație pentru ritualistica acestora. Pe când stătea împreună cu mama sa, Agar, soția profetului Ibrahim, micuțului Ismail i s-a făcut sete. Iar cum apa și curmalele luate la ei se terminaseră, Agar a fost nevoită să caute apă. De 7 ore a alergat Agar în sus și în jos, pe dealurile Safa și Marua, căutând apă, dar efortul i-a fost zadarnic. Agitat, Ismail a început să lovească cu călcâiul pământul și apa a început să țâșnească din acel loc. Pelerinii veniți la Meca iau cu ei apa binecuvântată, cu credința că aduce cu ea vindecarea de boli chiar incurabile. Templul de Aur este situat în Amritsar, India, și este un vechi loc religios pentru credincioșii Sikh. Templul primește zilnic aproximativ 50.000 de vizitatori. Vin aici pelerini de orice credință pentru a căuta mângâiere spirituală, alinare și rezolvarea problemelor personale. Bazilica este cel mai popular altar al Fecioarei, vizitat de pelerini din întreaga lume. Fecioara i s-a arătat unui biet indian pe nume Juan Diego și i-a spus să construiască o biserică pe acest loc, lăsând imprimată pe îmbrăcămintea lui imaginea ei. Surprinzător este că acest obiect de îmbrăcăminte rezistă și astăzi, după aproape 5 secole de la acele momente. Dacă ți-a plăcut, dă un like și abonează-te și trimite acest material unui prieten pasionat de aceste subiecte. Mulțumesc pentru vizionare!